Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou videoclip din FESE 15 peste mapa All Streams Map. Din nou pe FESE 15, reagem seria de FESE 15 înapoi. Suntem aici cu 4 remorci încărcate cu porumb, canola, orz și cu grâu. Și avem acest UTB care va trebui să tragă 30 de tone de cereale. Vom duce fiecare cereală la punctul de vânzare, adică grâul, orzoaica și canola vă duce la Shutterstock și porumbul la Raiffeisen. Deci, hai, uite, deci, nu uitați, avem 30 de tone, UTB versus 30 de tone de cereale, vă dați seama. Cred că ăsta s-ar duce. O să ne uităm... Îți vă dați seama, 30 de tone de cereale. Și mai avem în buncăr. Câte 9 tone de fiecare, dar mai avem orz puțin, 8 tone avem. Zici că sunt renuleți. Vom merge prima dată să vindem grâu, orzul și canola. Aici am cosit... Mă scuzați, aici am cosit eu puțin. N-au ce face, m-am zis să cosesc, dar am dat UTB-ul la mine în bază. Pentru că am cosit un pic aceea, regula. Dă drumul la girofară pentru că avem gabarit depășit. Să vă și voi. Nu uitați să bușiți butonul de like, să lăsați un comentariu și un share, și un subscribe, și noi am ajuns la Shutterstock. Vedem noi ce putem avem aici. Avem tractorul 4 tone, mamă, glumea. Din cât are 3 remorci. Are 22 de tone, 3 remorci, cred că 4 are 30 de tone. E, în fine, nu contează câte tone am, eu știu că dacă vezi în dreapta jos avem mânearată, câte tone avem. Bine, am grâu prima dată. Ne-am luat 8.000 de euro pe grâu. Azi pe orz cât luăm. Luăm bani frumoși. Azi vin pe orz. Pe orz am luat 10.000. Canola. Să vedem cât luăm și pe canola. Mai avea trebuie să mergem la Raiffeisen. Am luat 16.800 de euro pe canola. A fost... Cât era canola, mă? Uite, deci vreau să vezi, uite, cât a costat canola. 2.000 de euro. E un preț bun. Hai să vină să vină și noi, să vină și porumbul. Mergem la Raiffeisen. Deja văd că UTB-ul ăsta deja începe să se murdărească. Dar vezi ce joc înăuntru, pe bord. Acolo în spate vedeți Black Skip Modding 317 Coming, dar deja mapa a fost deja convertită. Acum mi se pare că este și pentru FESE 9, mi se pare. Cred, nu știu. Dacă ați văzut în bord, eu am și semnalizat. Vedeți, mi-e arată pe unde să intru, pe care interzis, n-am voie să intru. Pe aici am voie.
Hai să vinem și la Raifai de aici. Porumbul. Și să vedem. Deci aveam 1000 de euro când am pus să vând. Am făcut 7.596 de euro de pe urmă la Porumb. Deci aveam 1000 de euro cât m-am apucat să vând grâul, adică toate cerealele care le-am avut, nu știu, așa. Și acum avem 44.000 de euro. Hai că am ieșit pe plus. Foarte bine am făcut. Bine cu tractoarea care le-am avut înainte în bază, care mi l-a dat înainte până să încep să joc cu universalele. Mi-a dat, prima dată mi-a dat, știți că la început ne dă un tractor, o combină, o semătoare și un cultivator de la. Le-am vândut, am luat tractorul la care l-aveam în bază cu costoare, am luat acest tractor așa și cu asta patru remorci și am luat fără bani. Știi, trebuie să fac ceva, să fac bănuți repede. Cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, dați un cerul, comment și un subscribe și noi ne vedem sigur data viitoare.